Magistrații au pronunțat sentința definitivă în procesul în care un tânăr a fost acuzat că a jefuit caseria Castelului Corvinilor și a furat peste 175.000 de lei. Se întâmpla în minivacanța de 1 mai din 2017. Banii nu au mai fost recuperați, iar pedeapsa primită este de 3 ani și jumătate de închisoare. Curtea de apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitivă în dosarul jefului de la Castelul Corvinilor. Gabriel Gal, tânărul acuzat că a furat peste 175.000 de lei din casieria monumentului, bani care, în cea mai mare parte, nu au fost recuperați, rămâne cu condamnare de 3 ani și jumătate dată de instanța de fond. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Gal Gabriel împotriva sentinței penale, pronunțată de judecătoria Hunedoara. Constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpat. Definitivă, a informat Curtea de Apel Alba Iulia. Gabriel Gal va face 3 ani și jumătate de închisoare și va fi obligat să plătească primăriei Hunedoara suma de 174.382,26 lei, reprezentând daune materiale. Tânărul a fost acuzat că în noaptea de 1 spre 2 mai 2017 a pătruns în incinta Castelului Corvinilor, unde a forțat geamul casei de bilete și a deschis sistemul de închidere al ușii. A pătruns în interior, de unde a sustras cutia din carton în care se afla suma de 175.000 de lei, proveniți din vânzarea biletelor. O cameră video montată în tavanul casieriei a înregistrat scena furtului. Gabriel Gal s-a accidentat la escaladarea zidurilor monumentului istoric, fracturându-și piciorul după ce a sărit de pe metereze. A apelat la un localnic căruia i-a cerut inițial să cheme un taxi, apoi să sune la 112, întrucât niciun taximetrist nu a vrut să preia comanda și să-l transporte pe tânăr la spital. În aceeași noapte a fost preluată de o ambulanță din zona Castelului Corvinilor și adus la spital. Ulterior a fost operat având dublă fractură la gleznă. La momentul preluării sale de către ambulanță avea asupra lui circa 1800 de lei.